Bine, v-am regăsit, stimați telespectatori, în studioul nostru electoral. În seara aceasta se află un reprezentant al organizației Pro-România Aninoasa. Este vorba de un consilier independent actualmente, o persoană care a deținut funcția de viceprimar al Aninoasei și pentru alegerile din 27 septembrie va ataca funcția de primar al Aninoasei, nimeni altul decât domnul Adrian Albescu. Probabil cei din Aninoasa îl cunosc, restul telespectatorilor urmează să-l cunoașteți în această seară, după câteva zeci de minute de discuții. Bine ați venit în studioul nostru! Bine v-am găsit, mulțumesc celor care ne urmăresc acum, mulțumesc pentru invitație dumneavoastră și sper să convingă telespectatorii, cetățenii Aninoasei, în primul rând. Aninoasei, bineînțeles. Mai vorbim de Aninoasa. Pentru a mă ajuta în alegerile care urmează. Bun, în primul rând, eu v-am făcut o scurtă prezentare. Aș începe prin a vă ruga să le prezentați, să vă prezentați aninosenilor așa cum sunteți, omul al Adrian Albescu. Eu știu că într-o localitate oamenii te știu, dar sunt și foarte mulți care nu te știu sau care te știu din vedere. Și atunci ar fi bine să le spuneți cine este de fapt Adrian Albescu. Da, este adevărat că unii cred că ar trebui să-i cunoască toată lumea. E imposibil să fi cunoscut chiar de toată lumea, este imposibil până la urmă să te aprecieze toată lumea. Este un fapt, o stare de fapt, este ceva normal. Eu locuiesc în Aninoasa, am lucrat la mine Aninoasa până în momentul închiderii. Am avut... Ce funcție? Inginer cefelist, energetic. De fapt, am stins lumina, să zic așa, din păcate. Am o grămadă de foști colegi, de prieteni, de foști colegi ai părinților, toată familia a lucrat pe diferite funcții și în diferite zone la mină, la mina Aninoasa, pentru că suntem și aninoseni, vulcăneni, suntem băștinași, suntem momărlani, sunt momărlani, ce să spun. Ulterior, în administrație, am ajuns și în administrație, politic, am fost din 4 ani, 4 ani am fost viceprimar pe mandatul domnului Dunca, primul mandat al domnului Dunca. Ulterior, mă rog, am avut niște discuții și niște nemulțumiri și frecușuri dezamăgiri, să zic așa, și am ales să încerc și o altă variantă, varianta de independent. Se pare că totuși am făcut ceva Aninoasa sau n-am făcut rău. Se pare că lumea mă cunoaște de ajuns încât să reușesc să ajung consilier independent, dar din păcate am văzut și consider că nu poți să faci prea mare lucru ca independent într-o zonă politică, într-o zonă în care PSD-ul tinde spre majoritate. Și ca atare ați ales Pro-România. Am ales Pro-România, nu ascund faptul. De ce Pro-România, domnul Albescu? Nu ascund faptul că am stat și am urmărit evoluția. Pro-România este un partid nou, o construcție nouă. Este o construcție bazată pe niște oameni sau pe primul om, pe președintele partidului care a ajutat Aninoasa la momentul în care și eu eram în administrație și am ajuns singur oraș din România în insolvență, după câte probabil știți și vă amintiți. Și acest președinte, domnul Victor Ponta, ca premier, a avut, nu știu cum se spun, bunătatea, bunăvoința, posibilitatea să ne ajute ca să ieșim, pentru că altfel nu știu ce se întâmpla la momentul de față, nu știu cum ar fi arătat Aninoasa fără acele sume primite de la guvern ca să putem ieși din insolvență. Și în altă ordine de idei, echipa construită de Pro-România în județ mi s-a părut o echipă de oameni
de oameni. Cred că e mai mult decât se poate spune. Ați fost recent la întâlnirea cu Victor Ponta, că tot ați amintit. Da, acum aici în Vale. O săptămână și ceva, cred. Ce mesaj v-a transmis? Cum a decurs pe acolo treaba? Eu, ce să zic, mesajul a fost de încredere, de susținere, de ajutor în cazul în care se va putea în continuare, în măsura în care se poate, bineînțeles. Acum, eu nu... Pro-România are încă o problemă, nu e la guvernare, încă păi, nu e... Am spus-o că este un partid, o construcție încă... nouă, exact, care încă nu are formate rădăcinile. Deci cum v-ar putea, cum credeți că v-ar putea ajuta, să spunem... Acum vom vedea ce se întâmplă mai departe. Centru. Vom vedea ce se întâmplă mai departe. Urmează alegerile locale, urmează alegerile parlamentare, după cum știm. Lucrurile se mai pot schimba și eu am încrederea că acum nu o să răsturnăm noi munții, dar de foarte multe ori buturuga mică răstoarnă carul mare, sau de cele mai multe. Și la Ninoasa? Cu buturuga asta, apropo? Păi, asta încercăm. Toată lumea, sau multă lume, nu toată lumea, că e mult spus, ne acuză de plagiat, de eu știu, de tot felul de înțelegeri cu PSD-ul. Nu este adevărat. Noi am pornit un pic mai încet, un pic mai în urmă, dar noi încercăm, prin echipa pe care o avem, și am încercat să aducem niște oameni tineri și oameni care, dacă mă gândesc bine, cred că în afară de mine niciunul n-a mai făcut politică, n-a fost în nicio structură. Poate ne spuneți 3, 4, 5 oameni da, de acolo. Da, o să vă spun și câteva nume. Sunt oameni simpli. Te oameni... prezentați un pic, măcar pe o parte. Păi, avem, zic eu, în primul rând, am încercat să respectăm un algoritm. Și am mers cu paritate 1-1 a Ninoasa cu zona Iscroni, pentru că sunt două zone distincte, departe relativ una de cealaltă. Și cam egale ca și populație. Și cam egale ca și populație, exact. Și probleme diferite. În zona Iscroni sunt mai mulți mămârlani, sunt mai mulți băștinași, mai mulți proprietari, în zona cealaltă sunt oameni cu probleme sociale. Sunt... Și atunci am încercat să cuprindem oameni din toate zonele, și geografice, și sociale, să zic așa, ca să putem să accedem, că de fapt eu zic că asta este unul din punctele noastre pe care vrem să le atingem, să fim cât mai aproape de oameni, cât se poate să știm exact ce se întâmplă la momentul la care se întâmplă, nu să aflăm din televiziuni sau din alte știri. Și în felul acesta am mers 1-1 Aninoasa cu Iscroni, lucru pe care îndrăznesc să-l spun, că dacă l-am verificat la ceilalți oponenți politici, să spunem, nu l-au respectat neapărat. Nu știu dacă e bine sau e rău. Eu spun că ăsta e un lucru pe care l-am făcut. Unul dintre consilierii, următorii consilieri sau candidații la Consiliu Local și zic eu unul din cei care m-a ajutat și în timpul mandatului ca prieten, ca fost coleg de serviciu, este, de exemplu, Cristian Fogel. Care Fogel. Este... Fogel, da. Este la fel ca și mine, aninosean, a lucrat și el la Ninoasa, este actualmente pensionar, din păcate suntem vreo 4 și pensionari pe acolo, pentru că este vârsta la care noi trebuie să ne pensionăm. Dar totuși sunteți pensionari tineri. Hai ca să o luăm și pe asta, da. În mineriță iese relativ repede. Relativ repede. Acum și munca în unele zone, mă rog, nu discutăm, este pe măsura așa, dar bine, media de vârstă, nu spune nimeni, treabă. Media de vârstă la noi, la Ninoasa, am făcut un calcul așa, zic eu, estimativ, rudimentar, să zic, vreo 43 de ani. La nivel de județ am înțeles că e undeva la 42 de ani. Deci avem, totuși, oameni, zic eu, tineri. La 40 de ani, o echipă destul de tină. Adică avem tineri și la 24 de ani în echipă. Un alt candidat este un băiat tânăr, un băiat care lucrează în domeniul privat, Roman Andrei, se numește, este un băiat pe care l-am întâlnit pe stradă, vă spun sincer. N-am avut nicio legătură. Omul a auzit că vreau, s-a alăturat echipei,
Am muncit pentru că am ținut în același timp cont și de munca în echipă și munca politică trebuie făcută, adică vrem, nu vrem, politica se face și cu muncă. Și chiar sunt perioade în care este un pic de... Măcar din 4 în 4 ani să da, face așa da, ceva. Exact. Exact. Să mă gândesc la următorul, avem și un domn stomatolog, de exemplu, domnul Băncilă, care ni s-a alăturat fără să insistăm sau să-l... Acum nu am lista în față și cred că tracul s-a de asta v-am și spus 4-5, că am văzut da. Că n-aveți lista, am discutat treaba asta. Da, da, am discutat și pe restul urmează să ne prezentați. Cu siguranță, păi o să ne mai vedem din câte am înțeles. Bun, ce înseamnă campania electorală la anii noastră? Ce ați făcut? Suntem uite în a doua săptămână, deci o săptămână deja a trecut. Sincer, noi n-am prea făcut, în afară de... Sunteți curajoși, înseamnă. Nu, să vă spun sincer, fiind o echipă nouă, construită, ne-am mișcat mai greu, s-au făcut niște greșeli și vis-a-vis de machetele pentru afișe și nu prea avem materialele acum, sincer. Deci nu, lumea care poate a înțeles că nu să vrem aprecieze să... aprecieze sinceritatea asta. Da, păi eu asta aș vrea, să se întâmple și mai departe. Unii cataloghează asta că am fi pe mână cu PSD-ul sau să nu atacăm. Sau nu este adevărat, nici nu o să atacăm. Adică noi n-am pornit într-o luptă politică murdară. Nu vreau asta, n-am făcut-o. Eu rețin... Deși de la vârful partidului Victor Ponta mai iese, mai face... Acum, sunt anumite chestii care... Deci nu le face totdeauna chiar nu ortodoxe, le... mai dă și la joale, cum se spune. Se întâmplă și invers, din păcate, exact. Deci nu putem... De asta spun că... Acum, fiind la vârf acolo, nici nu știm care este situația acolo. Eu și am încercat să insuflu și celorlalți o campanie, zic eu, nu dură, liniștită, o campanie... O dezbatere de proiecte. Exact, o dezbatere de proiecte. Eu n-am venit nici să acuz pe cineva că a făcut sau n-a făcut ceva și sper să nu o facă nici colegii mei. Noi încercăm să spunem că s-ar putea și mai bine. Întotdeauna există și mai bine. Există probleme diverse în toate domeniile, chiar dacă în unele s-a făcut. Sunt proiecte începute chiar din timpul în care eram în administrația locală. Se continuă, este foarte bine că se continuă. Aveți 4 ani de experiență de viceprimar. Dumneavoastră când ați ajuns acolo în primărie, vorbim viceprimar, alături de actualul primar, vă imaginați până atunci că o primărie poate să ajungă în faliment? Adică eu, sincer, am vorbit cu oameni în perioada aia, vorbeam cu oameni și oamenilor li se părea incredibil cum să fie o primărie în faliment. Cum credeți că s-a putut ajunge la acest faliment? Și de Arinoasa a fost pe harta României dată ca exemplu negativ, ani de zile. Și acum cred că mai sunt unii care cred că e tot în faliment. Da, nu ne-am... Adică și eu și... Domnul Dunca, eram novici, să zicem, da? Eram la primul mandat. La primul și mandat. Eu și dumnealui. Eu, cel puțin, eu nu mi-am imaginat... Bine, că... dumnealui mai lucrase în primărie. Păi el ca și lucrase secretar. În primărie ca și secretar. Noastră erați nou. Eu n-am avut nicio tangență cu primăria niciodată. Cum ați reacționat? Adică când ați aflat... Băi, uite aici, nu mi-am imaginat. 0 lei, minus acolo, minus. Nu mi-am imaginat că poate fi chiar așa de rău. Aveam undeva la 1500 de lei penalități pe zi, mi-amintesc, la momentul ăla. Și la iluminatul stradal. La iluminatul stradal. Care era tăiat. Era zero. Da. Am reușit împreună cu niște oameni care au avut încredere în noi, pentru că eu am avut discuții cu agentul care... Ce era în primăria aia? Explicați-le oamenilor. Păi era greu. Că până la urmă munca depusă și de dumneavoastră în administrație, ca și de primar, nimic de zis,
a făcut ca să se dezlege lucrurile de la căruță, să săltați oarecum orașul și chiar să se implementeze apoi niște proiecte importante. Fără îndoială că am lăsat la o parte partidele politice și am pus osul la treabă. Și ce era acolo? Vă puteți imagina că n-aveam apă zile întregi. În primărie. Apa, și în oraș. Nu era plătită. În oraș nu era iluminat. În primărie nu aveam iluminat, erau niște fire atârnate. Deci chiar și ați prins iarna. Era iarna. Era iarna, nu aveam centrală, era spartă. Am negociat cu un om de bine, să zic așa, da? Cu o persoană care a avut bunăvoința și ne-a adus o centrală. Pe lemne, pe ce? Pe lemne, păi da. Pe lemne, că nu era nici păi și la curent unde băgați dacă n-aveați curent? Păi aveam, dar cum se spune, erau perioade trăgeați când cablul nu din se grădină, putea, de la vecin. Păi de la grădiniță, de la școală, de temiri, da. De unde? Se mai întâmpla și de asta, deci, s-au mai întâmplat. Stimați trebuie bine, nu, astea sunt nu, lucruri reale, ce vi le nu spune? Nu considerați, și noi le știm. Da, o chestie permanentă, dar s-a întâmplat. Da. Deci s-a întâmplat. Am ieșit, mă rog. Au ieșit oamenii, mi-aduc aminte, au ieșit în fața primăriei, n-au fost plătiți vreo 2 luni, 3, nu mai știu, a venit domnul prefect la momentul acela. Au fost situații grele și în momentul în care legea ne-a permis să declarăm insolvența, am profitat de faptul ăsta împreună cu domnul, adică, mă rog, domnul primar. Am stat și am rumegat-o și am considerat că e singura variantă și cu toate că am fost blamați de mulți aninoseni la momentul ăla că ne facem de râs, eu zic că a fost singura variantă și am ales-o pe cea câștigătoare. Mă țineți minte câte datorii erau? Așa, de ordinul... Cred că de ordinul 80 de miliarde. 80 de miliarde. Pentru Aninoasa, care avea un venit de, nu știu... Cât e bugetul miliarde? A Aninoasei? Nu mai știu să vă spun cum era atunci, deci chiar nu mai rețin, dar mult, mult mai mic. Deci nu reușeam. Nu reușeam sub nicio formă să plătim. Undeva și nu reușeai să 30 ataci. De miliarde pe an? Nu știu, nu erau 30. 25? Mai puțin, mai puțin cred, pe la 25 cu ce primeam deci de deci era bugetul județean. pe da, 3 ani, da, bun, dacă da, nu 4. Da. Nu mai rețin, deci n-aș vrea să greșesc, că nu m-am gândit să atac latura asta și să vin pregătit. De asta veniți la emisiune, da. Ca să vă mai surprindă omul. Asta este. Ne asumăm. Așa. A fost greu. Ne-am asumat declararea insolvenței. Să vă spun că nici administratorul financiar, judiciar, cum se numește, nu știa cu ce se mănâncă o insolvență de primărie. Știa orice despre firme, despre orice, dar la primărie e cu totul altceva. Adică... Da. O noutate pentru, da, 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 pentru da. Valea Jiului și pentru țară. Pentru așa. Țară, cum? Dar nici nu știu dacă s-a mai declarat cineva. Parcă o comună a fost la un moment dat o discuție. Da, o discuție. Dar nu știu dacă au făcut-o până la urmă, au finalizat-o sau nu. Da. Bun, deci ați trecut de momentul ăla. Cam asta e experiența noastră în administrație, în sensul că ați reușit împreună cu primarul, cu Consiliul Local, să rezolvați chestia. Da, atunci. Am fost la un moment dat și atacat, poate, de ajutat, partidul la care... Ajutat, mă gândesc, de Consiliul Județean sau de Prefectură, mai puțin. Mai mult sau mai puțin, de guvern. De guvern. Cel mai mult. Cine am era, avut niște înțelegeri cine era premier, cu Consiliul. Cine era premier? Premier era domnul Ponta. Ah, deci, aha. A spus da, mai înainte, da. Da. Și Consiliul, cu Consiliul Județean am avut niște negocieri. Și... și deci de asta probabil că a fost și alegerea noastră pro-România, ținând cont că Victor Ponta oarecum v-a ajutat să salvați primăria. Sigur că da, și mi se pare un om care la rândul lui a fost atacat, care a fost fortuit, să zicem, la un moment dat să ia decizia asta să plece, să înființeze o altă structură politică cu altă viziune, un om care a făcut și bine totuși, oricine ce-ar spune, că a fost atacat, au fost probleme, problemele sunt peste acum, tot. Acum să fim serioși, deci nu, lumea are tendința să spună, băi, n-a făcut nimic. Dar nu există, cred că, guvern sau ministru care să nu fi făcut și câteva lucruri bune printre 100 de alte rele. În general, când pleci, lumea zice că n-ai făcut. Da, adică vede numai partea goală a paharului. Da. E da. Adevărat. Bun. Domnul Albescu, mă gândesc că în calitate de viitor candidat la funcția de primar,
în Aninoasa aveți o serie de proiecte pe care dumneavoastră ați dori să le implementați. O serie de proiecte care să aducă aninoseanului un anumit confort sau o creștere de confort față de ce are azi. Și aș dori să vă uitați acolo în cameră și să le spuneți oamenilor: domnule, nu vreau să-mi ziceți 100 de proiecte, dar 2-3 care dumneavoastră le considerați bune și viabile pentru Aninoasa. Eu am spus de la început că nu o să vin să promit, pentru că nu se poate face, exact. Nu se pot răsturna munții. Lumea trebuie să creadă, să înțeleagă și să creadă că se poate face mai mult decât ce este. Sunt încă probleme. Sunt probleme cu colectarea deșeurilor, sunt probleme cu parcările, probleme și care eu le văd rezolvate și în alt sens. Cum vedeți? Trebuie să... Cum în alt sens? Spune. Păi sunt, de exemplu, și pentru colectarea de deșeuri. Noi, da, tot timpul avem niște probleme. Dar ne obligă Europa. Da, da, sunt localități la fel de mici. Colectarea deșeurilor. Care au rezolvat problema cu platforme subterane, exact, cu anumite... De se pot accede niște... Cum vedeți dumneavoastră? Haideți să nu vorbim de 10, haideți să vorbim de asta. Păi, cum vedeți dumneavoastră? Haideți de la A la Z... Să începem trebuie să, acum în primul primar, rând, da, trebuie să ne implicăm, zic eu, la noi este o mare problemă Valea Aninoasei, unde toată lumea, de când s-au născut, sunt obișnuiți să arunce în vale. Trebuie implicată, probabil, și poliția locală și structurile din primărie care trebuie să se ocupe de asta un pic mai mult, trebuie urmăriți mai mult. Există birou de mediu la Aninoasa? Sau inspector de mediu? Există structuri care se ocupă. În cadrul poliției locale ar trebui și să la fie. Poliția locală, nu, astea acolo activează. Din păcate, noi ne lovim și cu poliția locală de o altă problemă. Legea nu ne dă voie să angajăm decât un om la 1000 de locuitori. Și noi nu avem decât 5 polițiști locale. Acum, da, nici Aninoasa nu e mare, dar dacă am vrea să o avem ca o structură completă și permanentă, noi trebuie să avem 2 oameni pe schimb, da? 24 din 24, 7 din 7. Cu concedii, cu ce se mai întâmplă, nu te poți încadra cu 5 oameni, pentru că nu poți acoperi cu 5 oameni nici măcar 3 schimburi. Da? Or, noi avem 5 oameni. Plus că vă trebuie mașină de patrulare. Mașină de patrulare, până la urmă, s-a rezolvat tot prin... E întins Aninoasa. Avem mașină de patrulare. Acum, în Consiliul Local, anul trecut, am achiziționat și 2 biciclete electrice, pe care, iarăși, au fost un pic discuții față de ele. Biciclete, dar... nu trotinete. Biciclete. Nu, dar chiar le-am văzut zilele trecute pe stradă. La modă, trotineta e mai la modă acum. Până la urmă și trotineta, care e problema? Da. Ideea e să nu... Adică să ai cu ce te deplasa. Vara, cred că, într-o localitate mică, păi, nu, jumătate de an te poți descurca și cu alea. Avem, da, și o mașină la poliția locală, e adevărat, o mașină mai veche. Și, bun, vă întreb, a fost moment când n-am avut nimic. Polițiștii locali i-ați văzut cu bicicleta în dotare? Da, da. Patrulând? Da. Da, o săptămână trecută. Semn că se poate. Cum să nu se poate? De-aia vă spun că au fost niște discuții, că vrem să le vedem, că le-au dus nu știu cine, nu știu unde, că ce-au făcut cu ele. Eu i-am văzut săptămâna trecută cu ele. Da, în alte părți și țări am văzut scutere. Le luau foarte, da, ușor. Sunt, da, sunt localități variante mici, mai ales în comune. În... Pot fi găsite variante. Aninoasa, oraș sau comună, domnul Albert? Și vis-a-vis de asta, în perioada de insolvență, noi am avut când niște discuții. Că după să revenim la proiecte. Noi am avut niște discuții, dar la momentul acela, administratorul nu ne-a permis, pentru că teoretic scad veniturile. Spun teoretic pentru că practic nu scad foarte mult între oraș de 5.000 de locuitori și o comună. Adică diferențele sunt foarte mici. Mai era o problemă tipărirea buletinelor, pentru că este nevoie să faci un referendum ca să treci înapoi. Aninoasa a fost declarată în 89, dacă... Dar ce câștigat Aninoasa? În 89 Aninoasa era o putere economică. Da, Aninoasa avea două mine. Avea transportul în comun, dacă vă amintesc. Avea CLF-ul, care era singurul depozit de legume, fructe din vale. Și nu putea să aibă și o comună, două mine? Care era câștigul?
Nu știu să vă spun care a fost logica la momentul respectiv. Avea vreo 10.000 de locuitori. Avea Ifet, unul din cele mai mari. Da. Era un oraș în devenire, un oraș destul de mare și se mai putea întinde. Din păcate, după Revoluție, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Minele au început să se închidă, Aninoasa împreună cu Iscroniu, mina, a doua mină, au fost printre primele Iscroniu mine închise. Dacă mă gândesc la proiecte europene și accesarea lor pe linie rurală, au fost bucățile de cașcaval atâta pentru sate și comune. Asta a fost, da? Și comune, adică. Și ăsta, acesta a fost și oare Aninoasa, întrebare, n-a pierdut mai mult decât a câștigat? Probabil că da, ăsta a fost și motivul pentru care am încercat să trecem la comună. Ulterior au fost niște discuții pentru declararea unor zone periurbane. Care au rămas fostele, ca tren și asta. Care a rămas ca tren, da, din păcate, unde se încadra și zona Iscroni și Dănuțoni. Adică zonele de mumurlat. Cei de la Uniunea Europeană, ni se spunea nouă celor din presă că cei de la Uniunea Europeană nu cunosc, nu au termenul de periurban. Păi bun, dacă nu l-au, le-am spus și noi câtorva reprezentanți europarlamentari și chiar și din minister când au venit pe aici. Dacă nu cunosc termenul de periurban, de ce avem europarlamentari? Ca să facem, să le explic ce, să promoveze și să facă o lege și pentru aceste zone care probabil că nu sunt numai în România. Eu mă gândesc că sunt și în alte părți, mai ales în foste țări comuniste. Păi, sigur, bănuiesc că i-au găsit variante. Și dacă nu există termenul, ia că îl înființăm. Care e problema? Nu ar fi nicio problemă, zic. Da, așa ni s-a spus. Păi, da. Ni s-a spus chiar de către un europarlamentar de marcă, nu-i dau nume pentru mai ales că e și campania acum, dar de marcă. Păi, a spus că nu există termen un... Exact cum spuneți, probabil că ar trebui să militeze ei, să militeze, pentru păi că și, de-aia sunt acolo. Dar eu i-am spus așa, și ce să fac, să mă duc eu să le explic sau dumneavoastră europarlamentarii care sunteți? Da. Bun, revenim. Da. Bun, revenim la proiect. Deci, ăsta cum îl vedeți încă o dată? Cu deșeurile. A spus de poliția locală să vegheze mai mult, să deci, nu mai în primul arunce rând, oamenii. În primul rând, dar educație, cred că educăm în primul rând, nu? Și să urmărim, pentru că da. Eu zic că și în alte țări, să nu credeți că lumea chiar de bunăvoie face ce trebuie. O face și constrâns financiar. Amenziile sunt mari și nu o fac pentru că își face calculul cât îl costă, câte zile lucrează. Fiind Mărlan acolo, deci om al zonei, mă gândesc că știți. Și v-ați fixat deja de mult o idee și o părere cam cine aruncă, chiar dacă poate pe drum le spuneți că nu știu, dar imposibil, că asta le-am spus de multe ori, să nu vadă cineva, mă, nu te vede odată, de două ori, dar odată tot deci, te vede când arunci. În zona noastră, de jos, mai puțin se când întâmplă. Când vii cu sacul și... Deci acolo mai puțin se întâmplă. Se întâmplă tot din Aninoasa, pornind în jos, cei care stau pe cursul râului. Pentru că așa s-a întâmplat. Așa s-a făcut ani de zile, zeci acum de ani. Acum să-mi spuneți că ăia sunt de vină care au venit. Nu. Eu cunosc și pe Malea oamenii locului. Nu, departe de mine gândul. Nu, dar... Nu știți, de exemplu, teoria aia. Pe că... Valea Aninoasei au fost niște... Chiar din construcție au fost făcute acele colonii care au 100 și ceva de ani ca să arunci în apă, să arunci... Înțelegeți? Nu e și greu să schimbi mentalitatea omului. Comunitatea mică. Deci oamenii, asta vreau să spun, se cam știu ăștia că între ei, fiecare, cam cine aruncă. De ce de zeci de ani nimeni nu... Dacă ar fi urmărit și s-ar lua o dată de două ori o măsură, indiferent cine este, indiferent, aici ai, zic eu, problema. Pentru toți mumă sau pentru toți ciu. Dar asta nu numai poliția, să știți, locală, nu și numai. Comunitatea. Și comunitatea. Dacă nu e atitudine și lasă să arunce... Dar întâi trebuie să înceapă de undeva, pentru că așa există un lanț. Noi nu luăm măsuri, ăia zic că nu se bagă, că dacă nu ia poliția... Ăia bătrâns din nou, așa? Zicem nimic, că vine și ne dă în cap. Vedeți? Da. Deci toate astea se leagă una de cealaltă și cineva trebuie să ia o măsură, o decizie și să înceapă.
Bun, în afară de poliție, de veghere, de nu știu ce, cum vedeți că ați început bine cu sistemul ăsta? Da, v-am spus, se pot face niște platforme, sunt zone unde se poate, chiar se poate, am văzut implementată un proiect de genul ăsta la Bumbejiu, Sadu, cum știe toată lumea. Lângă noi aici, peste da, munte. Da, și nu e o localitate mai mare. Și dacă ați merge să faceți niște fotografii, să vedeți că conectează platforma la mașină și o ridică sus și scoate containerele și se bagă înapoi și coboară. Mai și... are și niște perii, poate le o și spală un pic. Mă rog, acum mă știi că acum cu COVID-ul n-am, ăsta... Chiar n-am văzut... Cu COVID-ul e la modă, știi? Da. Parcări printre toate blocurile. La noi e o mare problemă și asta cu parcările. Toate mașinile sunt în stradă. Dar nu sunt multe locuri care se pretează, dar sunt și care sunt ar trebui folosite. De câte, asemenea, cam da. Cât, în câte zone ați identificat că s-ar putea pune platformele în Aninoasa să nu mai fie probleme? Platforme de genul ăsta, cum spuneți? Eu știu vreo 4, 5 chiar. Cam care ar fi investiția, v-ați gândit? Asta n-aș putea să spun, că ar trebui să facem niște calcule. Investiția dar e destul de mare, dar... Dar dacă ar veni în primărie, ar fi un lucru care dumneavoastră l-ați... Aș încerca să-l implementez, cu siguranță. V-ați duce eventual chiar la Bumbești să-i întrebați pe... Da, chiar la momentul la care le-am văzut, cu domnul primar de acolo am fost și ne-a arătat. A, v-a arătat. Da, deja le-ați văzut. Da, le-am văzut acum 7 ani, când eram primar la, viceprimar la Ninoasa. Da, da, da. De asemenea, și avem niște probleme. De 7 ani le-ați văzut și încă nimic. Da, da. Dar nu e păcat. Păi, eu de ce spun? Se poate și altfel. Da. Nu spune nimeni că nu s-a făcut. S-au întâmplat multe. Dar se pot întâmpla și mai multe. Avem o problemă, zic eu, și cu administrarea cimitirelor. Deci, întotdeauna de 1 noiembrie e o mare problemă. E o mare problemă curățenia, e o mare problemă suprafața, nu mai avem suprafețe, trebuie extinse cimitirele. Adică nu mai nu știe nimeni. Cimitirele sunt numai... Păi, sunt cam pline. Bun, și nu, există, nu mai există spațiu, teren public? Noi am încercat, când eram încă la primărie, să facem o zonă în cinta fostei mine. Chiar eu am făcut desenul tehnic cu aranjarea, pentru că trebuie respectate niște distanțe între morminte, niște alei, niște parcelări. Dar nu s-a întâmplat nimic, pentru că nu vrea lumea să meargă acolo, că de ce să fie el primul? Ce să zic? Păi bun, și la un moment dat, dacă nu mai e, o să acum aibă... S-a, ce să facă? Cineva tot va trebui să... S-a achiziționat, din câte știu eu, că s-au aprobat niște bani, să extindem cimitirul din Aninoasa. Dar la Iscroni, de exemplu, nu e posibil să-l extindem. Nu mai ai unde. Interesant. Da, sunt niște probleme. Deci probleme, zic eu, da, minore se văd din afară. Dar problemele deci comunității. Deci asta cu deșeurile, dumneavoastră credeți că după modelul Bumbești, cum Aninoasa așa și o mică localitate, ați putea rezolva problema foarte rapid? Da, am văzut acum în presă. Sunt zone, localități care... Inclusiv ca să eficientizeze, deja mă bâlbui, au ajuns să și cântărească cantitatea de deșeuri pe care o colectează de la fiecare. La mine personal se colectează de la poartă. Acolo e exclusă discuția cu platforme și cu zonele intens populate, cu blocuri, cu colonii, acolo sunt containere și acolo se mai poate lucra. Deci la noi nu se întâmplă nimic, primim acei saci, avem containere, pubele, cum se numesc, fiecare depozitează. Eu cel puțin am 2 pubele și am material plastic și bun, celelalte. Deci deșeuri, colectarea cu noi menajer, extinderea cimitirelor, da. Și ați mai vrut încă ceva? Mai spuneați, mai vorbeați mai înainte de încă unul. Noi am susținut foarte mult la modificarea DN-ului crearea unui sens giratoriu. De asemenea, cred că și la Iscroni ar fi nevoie de un giratoriu, pentru că circulația e foarte intensă. Acum s-a recurs la o
chestiune de compromis, să zic așa, o oglindă, dar care nu ne ajută foarte mult. Eu personal circul pe acolo, nu te ajută foarte mult pentru că distorsionează imaginea de intersecția de la Iscroni. De la Iscroni vorbim înspre Aninoasa. Și la, la Livezeni, la momentul la care s-a început s-au început lucrările la drumul Adeneu, eu am insistat pentru că știam că acolo așa a fost vorba la momentul începerii proiectului de giratoriu, dar a rămas așa, au spus că nu-i traficul suficient de intens, cu toate că eu am pus problema și a faptului că se va, probabil că până la urmă se va deschide drumul și spre Herculane. Probabil că în perioada de vară, cel puțin, altul va fi trafic în zona aia. În perioada de iarnă este altul traficul, pentru că totuși turismul a luat o altă amploare, zic eu, în județ și în vale. Nu neapărat în urma închiderii minelor, sau, dar sunt oameni care descoperă totuși că sunt locuri frumoase și în altă parte, nu numai în Poiana, Brașov și Sinaia și nu știu. Și poate mai ieftine. Aveți un sector cam mort în Aninoasa, turismul. Dacă celelalte localități mai au stațiuni, chiar Lupeni nu mai vorbim, Petroșani destul de bine, da, mult loc de mai bine, Petrila are perspective, să spunem, Pasul Vulcan care există, Uricaniu care are zona câmp minunată unde se poate dezvolta turism de vară, mai ales extraordinar. La Aninoasa n-aud nici de proiecte și nici de identificare de zone pretabile acestui segment. Din păcate așa este. Tot din păcate am avut un investitor, să zic, care a făcut la un moment dat, dacă vă amintiți dumneavoastră, acum probabil 15 ani, eu știu, o pârtie de scrii la Gambrinus, care nu l-a ajutat prea mult pentru că e altitudinea foarte joasă, dar în același timp, în timpul Gambrinusul aparține de Aninoasa, da. În același timp, în timpul mandatului meu de viceprimar, am avut o delegație multinațională din Elveția, Austria, care ar fi vrut să dezvolte ceva în zonă, dar cel puțin la momentul acela, și asta a fost explicația dumnealor, pentru că am mers cu ei prin zonă, pentru că și noi am putea lega, de exemplu, Aninoasa de Pasul Vulcan, cu un traseu de telegondolă sau un traseu de ATV-uri, sau există. Vreau să spun, dar n-am auzit, nu nimeni nu vine cu un proiect, nici măcar pentru pensiuni agroturistice sau pentru actuale căsuțe momărănești care să fie transformate, știu eu, în căsuțe de vacanță, unde să vină oamenii și așa mai departe. Nu mai spunem toată povestea, că lumea știe cam despre ce-i vorba. Eu chiar dacă am merge pe Rucăr Bran, se văd acolo. Eu chiar am o astfel de căsuță construită de străbunicul meu acolo unde stau și intenționez să o pun în circuit, dar accesarea de fonduri. Da, dar există un proiect compact, asta zic, care primăria să fie, știu eu, dirijorul, să dea... Proiectele să dea... astea mai mari se lovesc chiar de numărul de populație. Noi suntem oraș, da? Suntem urban. Și ar ajunge la treaba cu comuna. Ajungem la treaba cu comuna, dacă nu ești comună. Dacă ești oraș, trebuie să ai peste 10.000 de locuitori. De ce nu faceți un referendum în oraș să lămuriți problema asta? E posibilă și o astfel de discuție. De ce nu? Și... a mai fost odată pusă în discuție. Nu știu, prima dată o dezbatere publică ca lumea, da, prin care fiecare să-și exprime părerea și să se stabilească ce e mai bine pentru Aninoasa, oraș sau comună, după da, care să se meargă, un referendum, să se taie odată pisica și da, numai așa că tot, acum, tot nu plângem. Cât, nu știu cât durează și asta, știți? Păi. Dar este un... este un punct de vedere, este unul din punctele noastre. Uite, de exemplu, la alegerile parlamentare din decembrie, de pe Demoș Nicolae. Da, nu, chiar, nu s-ar putea pune și un referendum local acolo? Trebuie studiat. Ca să nu mai fie chemată lumea de două ori? Trebuie studiat și e posibil. Da, așa cum s-au făcut alte referendumuri, da, dacă ne amintim. Aici se pune întrebarea, se dorește lucrul ăsta? Eu zic că de către cetățeni, da. De către trebuie conducerea să, primăriei, trebuie să punem în balanță
avantaje și dezavantaje și costuri. Viitorul Consiliu Local, care va fi ales pe 27 septembrie, cu siguranță cu viitorul primar, pot să stabilească lucrul ăsta și să termine odată cu treaba asta. Adică dacă nu, dacă Aninoasa nu are niciun câștig, absolut, atunci la ce să mai îl ții oraș dacă poți să-l faci comună și ia că să accesezi fonduri europene, inclusiv pe linie de turism? Eu zic că părerea mea, acum nu știu, cu siguranță va fi unul din, din proiectele noastre pe următoarea ordine de zi a următorului Consiliu Local. Da, ultimele 10 minute ale emisiunii, iată că timpul zboară, aș dori să vă uitați tot acolo în cameră și să le explicați oamenilor de ce să vă aleagă pe noastră la funcția de primar, de ce să aleagă Pro-România organizația Aninoasa, oamenii din Pro-România la funcția de consilier. Acum, cum să vă spun, aveți asul din mânecă pe care îl puteți folosi uitându-vă direct la oameni și discutând direct cu ei, chiar dacă nu sunt fața dumneavoastră, dar sunt fața televizoarelor sau a calculatoarelor sau a telefoanelor sau știu eu. Da, din punctul nostru de vedere, a fi pro-România înseamnă a fi pro-Europa, înseamnă a fi pro-Aninoasa, înseamnă a fi alături și pentru oameni sau pro-concetățeni. Noi am asigurat cetățenii că în urma alegerilor vor beneficia de o transparență decizională mai bună, zic eu. Sunt anumite lucruri care șchioapătă în actuala administrație. O mai bună implicare civică, în sensul că vom încerca să fim mai aproape de cetățeni și să ținem cont de părerile lor. Mai mult ce să spun, am spus-o și o repet dacă trebuie, nu o să facem o campanie urâtă, nu o să facem atacuri la persoană, o să încercăm să spunem doar ce credem noi că este bine și ce este rău și ce se poate face mai bine. Și sunt multe lucruri, ca în orice localitate, în orice familie și oriunde, sunt lucruri care pot să meargă mai bine, zic eu. Când vă vor vedea oamenii alături de ei pe străzi? Că a spus că până acum n-ați început. N-am fost foarte... Poate vor să discute cu noastră, să vă întreb. Cu siguranță că o să mergem. De când o să începeți? Păi săptămâna asta, bineînțeles. Săptămâna asta. Cu siguranță. Dar chiar dacă suntem câțiva și pensionari, să știți că niciunul dintre pensionari nu a ales să stea acasă și să... Fiecare încearcă să facă mai mult, fie printr-o afacere, fie prin a-și ajuta vecinii, fie prin a-și întreține familia cu un venit suplimentar. Fiecare face ceva. Nu vorbim de ceilalți, restul care sunt angajați și care lucrează, bineînțeles. Și atunci... Chiar am făcut un fel de glumă cu colegii că la noi singura noastră problemă asta este, că ne întâlnim doar prea târziu când terminăm fiecare ce are de făcut. Dar cu siguranță că ne facem timp, mai sunt zile de sărbătoare, mai sunt weekenduri. Și o să fim, pentru că unul din proiectele mele, să zic așa, este ca și ca și consilier sau ca și primar să îmi aloc cel puțin o zi pe săptămână să fac o trecere în revistă a străzilor, a zonelor, să vezi problemele la fața locului, nu din auzite. Aici e o mare problemă, că ajunge de multe ori la factorul decizional o imagine eronată, pentru că fiecare expune problema așa cum crede el. Ca sau... și telefonul fără fir. Exact. Ajunge la un destinatar. Trage spuza pe turta lui, da. Sau, mă rog, și ar fi cel mai indicat, zic eu, să fie acolo. Nu cred că e greu o zi pe săptămână
să îți rupi, să pleci mai repede și să, nu știu, chiar și cu o bicicletă electrică. Eu cunosc primar din oraș mare, nu dau numele și nu-i din județul nostru, care în fiecare dimineață își începea munca cu o inspecție turul orașului cu mașina. Da, da, da. De ce nu? Pe un anumit traseu, adică azi lua un traseu, exact, traseu. Deci nu... Nu în aceea zi același începea, traseu. Cu asta începea, după care venea și făcea raportul și mai pălăcea vreo 2-3 care da, nu-și făcuse treaba. Și aici, vis-a-vis de ce spunea dumneavoastră cu raportul, zic eu că se poate lucra un pic la noi, în sensul că eu lucrând la mine, probabil că așa am fost și instruit până la urmă, educat, da? Fiecare dimineață te duceai și dădeai raportul. Ce ai făcut ieri? Ce faci astăzi? Hai să vedem. De ce ai nevoie? Cine are nevoie de noi sau de ce are nevoie? E mult de lucru aici. Zic eu, încă este de lucru. Bine, și un inginer de meserie, cum sunteți dumneavoastră, poate foarte frumos să și le partă, pentru că și administrația are și parte de inginerie până la urmă. Păi cu siguranță are. Cum toată lumea asta are parte de matematică, nu? Orice absolut. Până la urmă înseamnă sunt, matematică. Da, sunt niște domenii, da? Pe care nu le poți exclude din viața și atunci mă gândesc că, fiind inginer la bază, v-ar fi ușor să faceți un program mai calculat. Un program, da, un pic mai bine structurat. Asta trebuie să-i convingeți pe oameni, nu pe mine. Acum, de lucrul ăsta. Cu siguranță. Oamenii și văd în unele clipuri și unele, mă rog, sloganul fapte nu vorbe. Ca să ajungem la fapte, trebuie să fim aleși. Și după aia ne convingem. Asta s-a întâmplat și acum 8 ani, s-a întâmplat și acum 20 de ani, 30 și așa mai departe, se va mai întâmpla. Bun. Care va fi următorul orar al organizației în viitoarea perioadă, ținând cont că mai sunt încă aproape 3 săptămâni de campanie. Asta aș vrea să le spuneți aninosenilor. Păi o să batem, bineînțeles, orașul pas cu pas. Ceva întâlniri, ceva, știu eu, acțiuni organizate în perioada asta. Acum o să vedem și funcție de orarul și de programul celorlalte organizații. O să încercăm să aducem în zonă și pe domnul parlamentar Sorin Marica și pe domnul Dacian Ciodaru, care este de asemenea un băiat tânăr. Unul care candidatul... Este candidatul nostru la funcția de consilier județean și care are o experiență în administrația publică, oarecum lucrând la primăria Simeria, din câte știu eu, deci pe fonduri europene. Și eu zic că o să avem un pic de ajutor și sprijin și din partea dumnealui să încercăm să facem lucrurile să meargă așa cum trebuie, cum e normal. Toate lucrurile care sunt făcute până acum și care urmează să fie făcute nu sunt un merit, să zic, e o datorie. Sunt lucruri care trebuie făcute, ca și în gospodărie, ca și oriunde. Trebuie făcute, nu e... N-ai făcut ceva ieșit din comun. Toate lucrurile astea trebuie înțelese că sunt lucruri care trebuie făcute. Trebuie să întreținem locurile de joacă, de exemplu, care sunt câteva, dar... mai trebuie avut grijă de ele. Despre restul o să avem timp să mai discutăm într-o viitoare emisiune. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul Capital TV. Vă doresc o seară cât mai bună, iar dumneavoastră telespectatorilor noștri vă doresc o seară la fel de bună alături de Capital TV. Stați alături de noi. Urmează încă o emisiune cu un invitat din Petroșani. Vă mulțumim!